Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit! Declar deschisă ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 18 octombrie 2019, convocată prin dispoziția primarului numărul 50.044 per 14.10.2019. Am să fac prezența. Lipsește domnul consilier Rațiu Cosmin, Suci Peter Levente și în primul rând vreau să întreb executivul dacă are modificări în ordinea de zi a ședinței extraordinare. Supun atenție dumneavoastră completarea ordinei de zi inițială cu un nou punct, cu primul punct, ca să nu afecteze ulterior domnul. Conform legislației în vigoare, trebuie să luăm act la prima ședință proximă după o demisie. Așadar, propun proiectul de vedere privind constatarea acestui vedere prin demisia mandatului domnului consilier local pe Rangelor. Îi supun la vot ordinea de zi a ședinței. Da, 19 voturi pentru. Ordinea de zi a fost acceptată. Înainte să trecem pe punctele de pe ordinea de zi, am să dau citirea articolului 228 din Ordonanța de urgență a Guvernului, numărul 57 din 2019, privind codul administrativ referitor la regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleșii locali. Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de Cartea 1, titlul 4 din legea numărul 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru soț, soție sau rude, ori afin până la gradul al doilea inclusiv, orice persoană fizică sau juridică față de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligații, o societate la care deține calitatea de asociat unic ori funcția de administrator sau de la care obține venituri, o altă autoritate din care face parte, orice persoană fizică sau juridică alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acestea sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia, asociație sau fundație din care face parte. Dacă cineva dintre dumneavoastră se află în această situație, vă rog frumos să ne anunțați acum. Nu? Bine. Atunci supun la vot, atunci trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept prin demisia a mandatului doamnei consilier local Feher Doina. Inițiator proiect, primar Kereskényi Gábor. Comisia juridică. Vot favorabil. Dacă cineva dorește să... Da, domnul primar? Stimați consilier, aș dori totuși și pe această cale să mulțumesc doamnei postice primar pentru cooperarea timp de 3 ani și un pic. Consider că am alcătuit o echipă bună și încă o dată vreau să mulțumesc pentru activitatea dânsei. Rămâne de văzut ca partenerii noștri de coaliție cu ce propunere o să vină. Încă o dată eu aș dori să mulțumesc pentru activitatea dânsei. Nu cred că cineva trebuie să fie caracterizată doar după o greșeală. A fost o perioadă în care, știți și dumneavoastră că v-a fost colegă, am cooperat bine și a făcut față acelor atribuții și acelor provocări de care a avut parte timp de aceste ani. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Domnul Albu?
Mă văd obligat să spun și eu câteva cuvinte. Îi mulțumesc, domnule primar, pentru aprecierile pe care le-a avut la adresa colegii noastre și eu vreau să îi transmit în absență faptul că regret că a fost nevoită să facă acest gest. L-a făcut pe deplin conștient că undeva s-a produs o greșeală și îi mulțumesc și eu pentru toată activitatea pe care am avut-o aici și mă bucur pentru că în momentul în care a venit în primărie, eu sincer, personal, am avut ceva mici emoții vis-a-vis de modul în care va reuși să perceapă activitatea din primărie și instituțiile noastre subordonate și am remarcat ulterior că a făcut-o foarte bine. Așa cum am avut o discuție destul de serioasă în interiorul primăriei, mă folosesc de această ocazie să vă spun că problema inițială de la care a pornit actul dânsei de demisie nu a fost o problemă de strictă de legalitate, ci a fost mai mult o problemă de moralitate. Și este o chestiune care este mai greu sancționabilă în legislația românească și tocmai de aceea am făcut că colega noastră de astăzi, Otilia, a făcut citire, a dat citire ca de obicei, dar și insistat asupra acestor aspecte, pentru că noi ca partid și de însă înțeles punctul nostru de vedere, încercăm să le spunem cetățenilor că vrem să schimbăm ceva în țara asta și atunci dânsa a înțeles că nu vorbim doar de moralitate, de legalitate, ci vorbim și de moralitate. A rămas o chestiune controversată. Vreau să vă spun că le mulțumesc unul din ziariștii din satul mare care nu sunt în sală, care au fost multiple întrebări pe această temă și unii dintre ei au avut și un punct de vedere diferit de arestul presei în această chestiune. Nu discutăm astăzi aici. Vă mulțumesc și lor, mulțumesc domnului primar, mulțumesc doamnei Doina Ferre pentru tot ce a făcut pentru primăria satului mare și pentru noi ca partid. Și pentru noi ceilalți sper să fie o învățătură de minte și să încercăm să ne gândim de două ori atunci când ne vedem la lucrurile în prestație de vină. Vă mulțumesc! Ați stat să mă gândesc să aduc mulțumiri, că totuși îmi pare rău. Probabil am rămas cu microbusul în curtea școlii Goga. Poate următorul o să țină de, și de partea asta care e păcat, că mai ales o timp să nu mai unde eu. Deși eu sunt diverse astăzi la ședința asta, domnule colegi, vreau să vă spun că tocmai astăzi am intrat într-o discuție, o să preluăm noi nominal microbus, noi primăria asta primară de la școala Octavian Goga și am făcut demersuri ca să îi găsim o utilizare. La momentul în care vom avea și un rezultat, o să vă punem în cunoștință de cauză. Astăzi ne-am semnat actul acela de cerere. Bine? Mulțumesc. Aș dori să vă înștiințez, fiind vorba de ședință extraordinară, totuși să nu trecem pe... E foarte bine, doamna președinte, asta vreau să-i spun domnului viceprimar, să țină cont de regulament și noi mulțumim presiei pentru care activitate, evident. Bun. Atunci să trecem la vot, întrucât Comisia Juridică a acordat aviz favorabil. Avem 19 voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă. Mulțumesc. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 2 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2019, inițiator proiect primar Creșkin Gabor. Comisia Buget. Raport favorabil. Comisia Servicii Publice. Raport favorabil. Bine, mulțumesc. Dacă dorește cineva să adauge. Nu, atunci trecem la vot. Da? 19 voturi pentru. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 3 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Transurban S.A. Satu Mare pe anul 2019. Inițiator proiect primar Creșkin Gabor. Comisia Buget. Raport favorabil. Comisia Servicii Publice. Dacă aveți observații,
Mulțumesc, atunci să trecem la vot. Da? 19 voturi pentru. Deci toate cele trei proiecte de pe ordinea de zi a ședinței de astăzi au trecut. Eu vă mulțumesc pentru prezență și vă doresc un weekend frumos.